Trăiește-ți muzica. Viva FM. Viva FM. Surprinzător de familiar. Surprinzător de familiar, ne petrecem timpul pe frecvențele Viva FM, iar astăzi vă invit să ne bucurăm, să povestim despre evenimente care, hopa, ne fac să ne bucurăm mai mult despre experiența vieții și pentru că vorbim despre evenimente care ne cheamă împreună. Alături de mine se află Claudia Rusu și Teo Bosbiciu, sau simplu Teo, organizatorii Coffee Summit ediția a doua. Salutare și bine ați venit! Cineva a tușit mai devreme. Cine a tușit? Din pare rău! N-am vrut, dar am încercat să mă țin. Bine te-am găsit! Bine ați venit la noi, dragilor! Așadar, vorbim despre un summit al cafelei, al cafelelor de specialitate. Exact! Cafeaua și pacea merg împreună? Cafeaua și liniștea, momentul de relaxare, de obicei asociat foarte mult cu momentul de relaxare, dar și cea mai întâlnită vorbă când ne vedem la o cafea în care pui țara la cale. Așa este, pe 26 și 27 aprilie la Palace Campus se pregătesc două zile dedicate cafelei de specialitate și, bineînțeles, a pasionaților de gusturi fine. Este ediția a doua. Aș vrea puțin, Claudia, să aflu cum a fost la prima ediție de Coffee Summit. Prima ediție a fost așa mai timidă. A fost pentru prima oară când a fost făcut un astfel de eveniment la Iași. Noroc că am avut multă susținere din partea celor de la București care organizează și ei astfel de evenimente de cafea. Dar ca să te întrerup numai puțin, conceptul este să adunăm toți producătorii locali cât mai mulți în aceeași încăpere, în același timp. Asta ar fi, pe scurt, conceptul. Cam așa, de... cât mai multe cafenele din Iași care lucrează cu cafea de specialitate să vină în același loc și să își prezinte cafelele, originele cafelelor, modul de prăjire al acestora. O să avem și un prăjitor de cafea din Iași, uh-huh, care cumpără cafea verde și o prăjește aici la noi. Acum vorbim de ediția de anul acesta, nu? De anul acesta, am înțeles. Anul trecut, pare mi se, la Fab Lab a avut loc. Da, a fost în 2022, prima ediție. A fost la Fab Lab, tot pe conceptul de comunitate și a adunat comunitatea pasionaților de cafea într-un singur loc. A fost cam toate fețele cunoscute. Și multe fețe au fost. Multe fețe cunoscute, pentru că era o comunitate ușor mai mică atunci, dar acum s-a mai mărit și sperăm să se mărească și mai mult cu acest eveniment. Teo, cum arată, întrebare despre, oarecum despre cafea, cum arată, începem așa, de la mare la mic, cum arată comunitatea producătorilor sau a acelor care au în spațiul lor cafea de specialitate? Cum arată ca și comunitate la nivel local? E, în primul rând, este în creștere. Asta, uh-huh, ne bucură foarte mult. Cafea de specialitate e în creștere, atât la nivel național, cât și local. Adică apar tot mai mulți? Apar tot mai mulți, dar în jurul lor se formează comunități, fiindcă cafea de specialitate, în primul rând, e un pic diferită de cafeaua comercială. Ar fi bine să aflăm un pic mai mult. Are o diferență de gust, de preparare, o atenție mai mare la calitatea cafelei. Adică, comparativ cu cafeaua comercială, la cafeaua de specialitate știm inclusiv fermierul, cine a produs, cules cafeaua verde. Pe urmă știm, adică tot traseul de la producător, cine a cules, la fermier, mă refer, până la prăjitor, în ce fel a fost transportat, în ce condiții, cât de proaspătă e, știm lot, știm absolut toate informațiile. Din păcate, toate chestia asta apar în cost și o cafea de specialitate e mai scumpă, așa este, se traduce. Și aparatura necesară, adică la o cafea de specialitate îți trebuie o aparatură destul de scumpă, de ordinul 10.000 de euro. Oh. O râșniță specială, mm-hmm, 2.500, 3.000, 4.000 de euro, o espresoare de la 10.000 de euro în sus. Și atunci avem nevoie de comunitate și în jurul cafenelor se formează această comunitate, fiindcă se stă de vorbă.
Vii, stai la o cafea, afli lucruri interesante, iar cei din cafenele explică despre acele cafele, fiindcă așa din prima să ne ducem să degustăm o cafea mai specială, s-ar putea să nu ne placă. De ce? De ce oare? De multe ori cafelele sunt acide, au un gust acrișor. Uh-huh. Și apoi acrișorul și ăsta este o aciditate citrică, parcă ai o lămâie. Ah, da, 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 corect. Mai corect. Sunt care au aciditate lactică. Asta ai impresia cum este? Că, ai impresia că laptele ar avea sau cafeaua că ar avea un lapte stricat. Extraordinar. E da? Ciudățel și dacă nu le cunoști gustul și cineva să explice, chiar și noi aveam reclamații că nu e bună. Că nu e bună și am făcut cafeaua cu lapte stricat și încercam să explicăm că nu e adevărat. Adică, la fel cum e și la vin, tot timpul ne comparăm și partea asta de vin și de somelier. Și partea de cafea de specialitate este un domeniu foarte vast. E un domeniu foarte vast, foarte extins, care trebuie să ne educăm clienții, ca să ne înțeleagă. Și în felul ăsta se formează comunitatea. Și fiindcă repetam și cred că am tot repetat în ultimul timp, cea mai bună cafea este cea care îți place. Ei în propriu spus că noi avem cea mai bună cafea sau cel de lângă noi, concurența sau ceva, are cea mai bună cafea. Cea mai bună cafea este cea care îi place clientului. Și atunci și ideea de Cafe Summit este de a aduna cât mai mulți producători sau preparatori, bariști, cafenele din Iași, ca comunitatea să poată să guste, să deguste din mai multe locuri, să găsească locul potrivit gustului, fiindcă e important să facem deosebire între o cafea proastă sau prost preparată și o cafea de calitate, dar care nu ne place. Fiindcă tot timpul spun, sunt cafenele în Iași care, da, prepară foarte bine, dar asta nu înseamnă că e pe gustul nostru. Și atunci noi va trebui să mergem, ok, nu-ți place la noi, du-te la vecinii noștri, fiindcă au cafea la fel de bună, preparată la fel de bine. Important este ca oamenii să recunoască cafea bine preparată. Da, și atunci, adică să nu dai cu o recenzie negativă, direct, o stea ce acră sau ce nașpa este cafeaua. Fiindcă nu este așa. Trebuie atât. Și totul se formează în jurul comunității. Înțeleg, comunitatea din Iași, bazată pe gusturi legate de cafea de specialitate, e diversă, da, e în creștere, da, da, da. Și e generoasă așa, adică nu are este nicio ofertantă. Problemă să se întâlnească unii cu alții, să se recomande unii pe alții, în nu? În jurul nostru, nu. Adică în jurul nostru, pe cafele de specialitate și cafenele din jur, chiar da, și mai ales cei care vor fi prezenți la Coffee Summit, suntem prieteni, ne vedem și în timpul liber, fiindcă am înțeles că, între ghilimele spus, concurența loială, adică așa, concurența directă, este benefică. Este. Întotdeauna concurența va atrage și mai mulți clienți, va crește consumul de cafea. Important este să avem produse de calitate, preparate corect și să transmitem clienților că și noi avem cafea preparată corect și vecinul nostru și totul ține de gustul fiecăruia, fiindcă acolo nu putem interveni pe partea de gust, fiindcă diferă și varietatea cafelelor este așa de mare încât e aproape imposibil să nu-ți găsești gustul potrivit. Așadar, pe 26 și 27 aprilie la Palace Campus, începând cu ce oră putem să ajungem acolo? Vineri de la ora 9 dimineața, deci vineri puteți să vă puneți în program că veți bea cafeaua împreună cu noi, sâmbătă la fel tot de la 9 dimineața. Vineri toată ziua o să o avem pentru a cunoaște cafenelele de specialitate prezente la Coffee Summit. Vom avea vineri și o sesiune de discuții despre modificări fiscale din 2024 în domeniul Horeca. Foarte avem un util. Partener al evenimentului care va avea o discuție special pe acest subiect. Din dorința de a ajuta comunitatea asta de cafea și de Horeca din Iași să fie mai bine pregătită, iar sâmbătă tot la cafea ne întâlnim de dimineață, dar activitatea principală a zilei va fi competiția regională de AeroPress. Ce înseamnă asta? AeroPress este o metodă alternativă de preparare a cafelei. Cum niciun expozant de la Coffee Summit nu va veni cu espresor, toată cafeaua va fi preparată prin metode alternative, adică metode care le putem prepara chiar și noi acasă. Sunt niște ustensile speciale
cum este și ibricul, și ibricul este o sensibilă specială, cum este și moca, dar pentru a nu interveni pe partea asta de foc, ci să folosim mai mult ibric, se va prepara cafea prin metoda V60 și prin metoda și pentru competiție Aeropress, care este ca un piston care extrage cafeaua prin presiune. Wow, ce interesant sună! Dar e foarte simplu. Da? E foarte simplu. Îmi imaginez cu greutate, cu dificultate. Nu, este foarte simplu. De asta ne și dorim, ca oamenii să vină, să vadă. Sunt metode foarte simple de preparat o cafea delicioasă acasă. Uh-huh. Iată. Asta ne dorim, să ajungem la publicul larg cât mai mult și toate că și acasă. Adică sunt și alte metode, la fel de simple, nu doar ibric, cafetieră, moca. Spuneai tu la început că dispozitivele prin care faci o cafea de calitate, cu cafea de specialitate, sunt extrem de scumpe. Dar asta, un Aeropress este relativ ieftin, adică sunt sensibile de 10-100 de lei. Nu, deci putem discuta. Sunt foarte accesibile pentru curcular. Espresoarele și mașinile de Horeca, alea sunt foarte scumpe. Acolo e scump. Bun, și să revenim la această competiție regională de Aeropress. Se pot înscrie barista din toată regiunea Moldovei, din Iași și din toată regiunea Moldovei. Mai avem înscrierile deschise până joi. Se completează un formular, iar sâmbătă o să prepare o cafea specială. Aceeași cafea va fi preparată de toată lumea, ca să nu existe diferențe între cafele, ci doar în metoda de preparare, cum își aleg ei o rețetă. Ei vor concura unii cu ceilalți, iar la final vor fi trei premiați în bani și primul loc va merge și la competiția națională de Aeropress, iar de acolo, dacă va prepara în continuare cafeaua extraordinar și minunat față de ceilalți, va merge chiar la etapa internațională a competiției. Ce lume grozavă se deschide așa în conversație la cu voi. La fel, asta și ideea campionatului, de a face parte dintr-o comunitate. Noi local facem parte din comunitatea de la București, București face parte din comunitatea internațională. Și vrem să punem și Iașul pe harta comunității locale, că și la noi se pot întâmpla evenimente frumoase, interesante, noi, inedite. De acord, de acord. Și iată un summit al cafelelor de specialitate. Mie îmi sună cel puțin inedit. Nu sunt eu fană acestui cuvânt, însă, într-adevăr, pentru mine îmi pare un eveniment și de educare a gustului și a cunoștințelor legate de cafea. Și îmi pare spectaculos această competiție. Va fi destul de simpluț. Aha. Când stai și te uiți și vezi cum prepară, dar diferența foarte mare o face în detaliile, pentru că, cum am învățat de la Teo, diferența la prepararea cafelei poate să fie chiar și la un grad sau două la apă. Wow. Da, diferențele sunt foarte mici. Adică toți concurenții au aceeași cafea, din același lot, din același sac. Așa. Folosesc tot același aparat, aceeași apă. Și atunci totul ține, au un gramaj maxim pe care poate să-l folosească ca și boabe de cafea, dar poate să pună mai puțin, și un volum maxim de apă. Și trebuie să livreze în 5 minute, să prepare toți. Și atunci detaliile, chiar diferența face în detalii. De măcinătură, de gramaj, de apă, temperatura apei. Detalii foarte mici, dar la o cafea specială aleasă de partenerul nostru, o să facă diferența. Iată, și bănuiesc că va exista și un juriu care... Bineînțeles. Da, de specialitate bănuiesc. Adică tot un juriu din Iași autorizat, încercăm să ținem cât mai local partea asta de organizare, chiar și de gusturi. Vor fi trei antreprenori locali care lucrează în domeniul cafelei de specialitate de mulți ani și care prepară și ei zilnic cafea de specialitate. Iar unul dintre ei este și prăjitor de cafea. Deci are ambele valențe, cum ar veni. Da. Dragilor, cum vă găsește lumea pentru cei care încă nu au dat de Coffee Summit Batch Number 2? Cum dă lumea de voi? Cum putem să ajungem la voi cât mai repede? Pe Facebook și Instagram prin conturile de Barbalată Events, la fel și pe Google dacă dați căutare Barbalată Events și Coffee Summit. Veți găsi acolo toate detaliile, agenda evenimentului. O să vedeți că o să avem și o sesiune de muzică live pe terasa aici la noi. O să fie și niște discuții cu antreprenorii locali despre ce înseamnă partea asta de comunitate de cafea și va veni și fondatorul de la Barista School
Cafeul România, care este multiplu campion național la latte art, adică inimioarele, frunzulițe, rebedele din cafea. Ce mișto! De foarte multe ori a fost campion național și a participat la multe competiții și internaționale și o să vină să ne vorbească tot așa despre traseul lui ca barista și ce înseamnă să fii barista ca o carieră în sine. Iată. Dragilor, invitația a fost făcută vineri și sâmbătă 26 și 27 aprilie la Palace Campus. Vă așteptăm la o cafea, e cel mai simplu. Teo și Claudia Rusu, mulțumesc tare mult că ați călătorit alături de noi pe frecvențele Viva FM. Dragilor, vă urăsc. Iată. Ne urăsc pentru că nu sunt acum să beau o cafea cu voi, n-am cum. Ne vedem așadar vineri și sâmbătă la Palace Campus. Mă bucur. Mulți fac grătar la curte. Eu stau la bloc, dar am un balcon generos. Așa că am venit cu un plan, iar vecinul de la 2 cu scaunele, cel de la 5 cu